Salutare! Sunt șef Cezar Munteanu și sunt super entuziasmat să dăm drumul la True Food, True Life, True Passion. Dar chiar așa, ce ar putea fi viața fără pasiune și fără o mâncare bună? Ar fi o risipă. O risipă alimentară, pentru că, să știți, vom vorbi și despre risipă alimentară. O să învățați în câteva momente cum să vă gestionați bucătăria, cum să nu mai aruncați ingrediente la gunoi care ați spune că sunt resturi. Din ele o să pregătiți adevărate comori culinare. Dar, apropo de comori culinare, cine o să ne demonstreze ce poate face din resturile pe care de obicei le aruncați, vă spun de pe acum că o să fiți premiați de Beko. Și pentru că sunt un iubitor și de cafea bună, am astăzi o invitată care spune despre viață că este ca o cafea cu puțină miere și scorțișoară. Mă rog, dacă i-am pune și un pic de spumă de lapte, ar fi un cappuccino. Dar, doamnelor și domnilor, o am alături de mine pe Amna. Neața, creveții tăie grața. Băi, să știi că am venit cu mare drag să bem cafea, dar unde e cafea ta? Ai băut-o, nu? Mai vrei una? O să mai pun de o cafea imediat. Nu, eu am un tabiet, beau dimineața când mă trezesc, când beau cafelele, deci asta este primul lucru. Ca să ai de ce să fii nervos de la a treia cafea încolo, nu? Nu, nu știi că prima e de trezire, a doua de verificare și treia, măcar să știu de ce am devenit irascibil de la a treia în sus. Am văzut asta. Trebuie să-ți iau cafea. Asta e ok. Trebuie să-ți mărturisesc că vreau să plec la sală după, dar m-am păstrat pentru ceea ce te-ai gătit. Mergi la sală? Da. Nu, încă o dată ce dat. Wow, se vede că mergi la sală. Wow, se vede că mergi la sală. Nu trebuia să... Ai înțeles? Am înțeles. Doamne, se vede noi că... să vă învățăm. Da. Okay. Mă chinui să dau jos 100 kg, le-am dat, lăsăm urma la o parte. Și după ce mănânc, de-abia aștept să văd ce facem astăzi, vreau să dau un pic ce punem astăzi pe noi jos pe banda de alergat. Păi da, în primul rând, dacă vrei să dai câteva kilograme jos, uitându-mă la bocanci, cu siguranță un kilogram l-ai dat jos. Dar parcă am intuit astăzi că o să mergi la sală și o să-ți gătesc paste, creveți, gamberetti, vongole. Gamberetti. Nu gătesc deloc, ți-ai înțeles? Că am încercat de câteva ori și m-a părăsit familia. Tocmai vreau să te întreb ce o să facem astăzi. Țin minte că a venit tata, i-am gătit odată pilaf și i-am spus, tata, te rog eu, dacă nu mănânci, eram la liceu, cred, dacă nu mănânci, îmi frângi inima, i-am făcut surpriză. Se lipise pilaful de toată cratița, era, deci întorceai cratița și nu puteai să... Țin minte și acum, tata, doamne, trebuie să... Deci îi dădeau lacrimile și mânca și apoi a terminat porția și a zis, iubita lui tata, să nu mai gătești niciodată. Era ca în labiș, mănânc și plâng, mănânc. Mănânc și plâng, mănânc, okay. Exact. Zic cu ce te ajut, dar trebuie să mă înveți înainte de toate, pentru că, spun sincer... Bun, surpriza mare este că îți voi da creveți. Apropo de creveți, foarte important, ne uităm la culoarea lor. Îți place la mare? Da. Da? Ok, miroase. Nu-mi place mirosul, dar îmi place la mare. Este miros de alge de mare, doamnelor și domnilor. Da, mi-a scos. Este mirosul. Eu cu mirosurile nu prea, mi-am scos fierea, sunt cu ficatul, nu-mi place, totdeauna mă pun. Doamne, este un miros fantastic. Miroase iamâna de pe ei, miroase amare, doamnelor și domnilor. Miroase amare. Ok, bun, ce vei avea de făcut astăzi? O să curățăm capetele astea de creveți. I-am văzut privirea. Deci este clar că după o experiență din asta a venit și hitul tu, ce mi-ai făcut, mă, mi-ai dat. Dar fii atentă, capetele astea de creveți și coaja nu o să le aruncăm. Din astea facem un sos extraordinar de bun. Okay. Se curăță relativ ușor și zic relativ ușor pentru că sunt foarte proaspeți. Apropo de prospețime, ne dăm seama stai, de... Stai, termină-l pe ăla, că nu înțeleg cum se face așa. Da, ai dreptate. Ce înseamnă să fie? Zici că ești Mona. Termină prima dată ce ai de spus și după aia... Ok, bine, am terminat. Cu crevetele necurățate, pe bune acum. Asta și este codița? Crevetele. Codița, o să-ți dau un cuțit imediat. Deocamdată iau cuțitul ăsta mare. Dar e greu. Nu, că nu ți-l dau pe ăsta mare. Și știi, e foarte tare, tu ai unghii. O să te ajute fantastic. Deci, uite, asta este intestinul pe care îl scoți. Ai de muncă astăzi, nu-i faci, nu mănânci. Da. A sunat bine asta? Stai să mă curăț pe mâini un pic. Sau să se curețe pe mâini, doamnelor și domnilor. Este în spate sau de cum curge apa. Doamnelor și domnilor, intrarea în scenă, dăm crevetele. Crevetele. Asta, așa trebuie să arate. Îi dai și codița jos.
fii atentă. Creveții pe care îi cureți, îi pui aici. Ia uite, gigel, vasilică și mai era unul. Gheorghiță a fugit când ai pus mâna pe el. Mama, meneva de via. Ionele, uite, unde ești, mam? Una dintre misiunile pe care ni le-am propus în această emisiune va fi să luptăm împotriva risipei alimentare. Păi, mi se pare foarte frumoasă chestia asta. Și dacă ar gândi, nu știu, măcar 50%, 50% din oameni așa, am fi departe. Dar, știi ce zic? Nu m-am scos bine pe asta, văd cum te uiți. Văd cum te uiți ca o soacră de aia. Vreau să spun atâta tot, că apropo de risipa alimentară, avem un concurs. Pentru că cei care ne vor arăta cum știu să transforme resturile alimentare în preparate culinare, vor fi premiați. Te întreb, ce faci cu cozile astea de ceapă? Le pui în salată sau în ce le pui? Astea, așa uscate? Le tai. Le aruncăm, nu? Nu. Nu le aruncăm. Faci tu ceva din ele. E o întrebare capcană, vrei să mă prinzi aici? Dar eu m-am prins. Bun, din astea, asta este foarte important. Uite, cozile de ceapă. Să-mi lași și mie 3-4 bucățele de pătrunjel, te rog, din suflet. Pentru ce? Pentru că vreau să-l ronței. Pătrunjel? Cozi? Da. Foarte tare. Vitamina C, antioxidanți. În momentul în care roadeți niște cozi de pătrunjel, gândiți-vă câtă vitamina C intră în organismul dumneavoastră. Deci am înnebunit cu morcovii, cu pătrunjelul și cu ardeii grași. Deci sănătate curată. Sănătate curată. Deci cozile de pătrunjel, cozile de ceapă. Pot să mai iau niște sparanghel. Sparanghel. Da? Doamne, nu puteam să mănânc sparanghel pe vremea când aveam fierea. Auzi, ăsta nu are intestin pe aici, e ok? Înseamnă că ăla nu a mâncat înainte de sacrificare. La modul sincer. Am înțeles, da? Răcuț. Deci toate astea le voi duce într-un bol și împreună cu ulei de măsline, niște nuci sau caju, că am caju aici, dăm voie. De unde ești deloc? Jumătate olteancă, jumătate telormăneancă. Na. Mâică, mâică. Da, da. Deci ce făcut și când fusei copilă? Da, dar nu vorbesc așa, că eu de la... Nu. Când m-am născut am avut o problemă cu vederea și am fost operată la ambii ochi. Și din cauza asta părinții mei au preferat să mă lase la bunici să stau în aerul ăla cât de cât curat față de oraș și de poluare. Și de la 7 ani, când a trebuit să merg la școală, mama mea este cadru didactic. Am mers la școală și m-am dus la București. Și... Învățătoare? Da. Mama e educatoare, a fost educatoare. Da. Și am crescut cu cheia de gât, asta voiam să spun, că au muncit foarte, foarte mult părinții mei, veneau foarte târziu. Deci ai tăi au muncit, ești olteancă, dar nu vorbești cu accentul de acolo, da. Dar noi știm că Amna, într-un dialect pakistanez, înseamnă omul în care poți avea încredere. Și cei care mă cunosc știu că e așa. Bun, deci ce facem mai departe? Te încrezi în mine că o să-ți curăți creveții ăștia astăzi? Mă încred în tine că o să curăți creveții. Eu am să vă detaliez un pic rețeta noastră, dragilor, pe care o să o pregătesc astăzi pentru Amna. Pe mine îmi ții milă, uite cât de greu mă mișc. Te mișc foarte bine, foarte talentul tău este născut. Pentru această rețetă, papardele con gamberoni e vongole, gamberoni zi, pentru că sunt niște creveți un pic mai mari, avem nevoie de roșii, ceapă, usturoi, zucchini, am ales un zucchini galben, așa, pătrunjel din abundență, zucchini câteva vârfuri de... Zucchini și pentru ăștia care au, nu știu, zucchini este practic un dovlecel? Este un dovlecel, deci dacă ăia verzi au coaja foarte închisă la culoare, eu am ales galben pentru că este sezonul lor și încerc în perioada asta, în general în bucătărie la mine, la șef atelier, o să vezi partea de sezonalitate. Deci, prima dată ce am să fac, fii atentă, usturoiul îl zdrobesc, niciodată n-am să las usturoiul să-l curăț de coajă când îl pun pentru paste de genul ăsta. Îl zdrobesc, da, și am grijă să îl rumenesc foarte repede. Este un miros specific pe care trebuie să-l simți atunci când rumenești usturoiul. Da. Deci, am zis aici, pun o mână de pătrunjel, vrei un pic de ardei iute, ai vrea un pic de picant pentru paste, foarte puțin. Nu aș vrea, dacă nu te superi, că sunt... Nu mai tolerez picantul. Mă rog, eu știu, tu tolerezi prazul fiind oltean, că evident că dacă ți-am vrei niște praz, ai fi spus, da, chiar vreau niște praz. Deci fii atentă, tragem la tigaie pătrunjel, usturoi, ceapă și cozile de la creveți. Ok. Dacă mi le vei da astăzi. Păi da, dar uite că mă mișc și eu cum pot. Na. Te mișc cu talent? Scuză-mă. Mă mișc, nicio...
Nici n-am început bine și deja te faultez. Deci, cum spuneam mai devreme, am amestecat grăsimile, grăsime vegetală, ulei de măsline cu ulei de struguri. Poți la fel de bine să aduci și ulei de rachiță. Ulei de floarea soarelui îl folosesc pe cel high oleic. Da? Okay. Este un ulei special, care are un punct de ardere mai sus. În general, pentru cei care iubesc cartofii prăjiți, măi, la silueta ta, e clar că ești o mâncătoare de cartofi în natur, în coajă, în da, cel mai fericit caz. Dar... L-am mătrășit pe ăsta, l-am nenorocit, uitați-vă la el. Deci ăsta nu mai e crevete. Nu vrei să pui mâna un pic pentru binele aspectului? Mai pun mâna? Așa un pic, vai. Așa un pic. Deci așa un pic sunt și eu aici în bucătărie și spuneam că rumenea... Și eu... Știi cum era aia? Mama coase și eu trag, Doamne, câtă treabă fac. Asta este. Zine, care sunt inspirațiile tale, apropo, când e vorba de muzică? Eu sunt un om foarte, foarte sensibil, așa cum îți spuneam. Uh-huh, uh-huh. Am suferit foarte mult. Mai ales ultimii 2 ani din viața mea au fost... Și cum e când... Te-au transformat într-o câștigătoare, într-o campioană. Da, și prefera să nu fiu așa campion. Din suferință vine muzica. Din suferință, din experiențele de viață. Da, din iubire nu vine muzica? Păi da, dar după iubire, eu cred că întotdeauna iubirea vine la pachet cu durerea și cu înțelepciunea. Și cu, bineînțeles, după durere vine iarăși iubirea, adică nu există. Că stragul. Măi, da, mă ustură de la ceapă. Să fii și cu violență. De la ceapă, mănâncă și taci. Mi-ai dat creveți ești. Nu, este un moment de simț. Deci dacă eram tristă dimineața, acum chiar sunt supărată pe cuvânt. Nu, eu sunt vesel, pe bune, deci când... M-am simțit că vin să mănânc ceva bun și nu mi-ați spus că înainte e muncă. Da, glumim. Păi, și dacă spuneam că ai și de muncit, mai veneai? Nu mai veneam. Păi, tu cum crezi? E ca la mine. Dacă îmi zice cineva că am de muncit, nu mai duc. Zic, a, pe bune, de asta m-ați invitat aici. Băi, deci este un moment foarte mișto, este un moment care m-a impresionat. Pe bune, adică mulți îți spun, mamă, ce mișto eu când... Ia-ți țuțiții. Zucchini? E un zucchino giallo, signore e signore. Chiar o chestie. Așa, deci ideea este că toată lumea spune, mamă, ce mișto, am făcut piesa aia, că eram îndrăgostit lui Lea, că alea... Doamne, atât s-a putut. Ok, și toată lumea spune, mamă, că am făcut-o. Stai să zic cum știu eu melodia. În continuu, dar nu ești domnilor. True food, true life, true passion. Nu uitați, intrați pe canalul nostru de YouTube. Lăsați niște comentarii apropo de resturi alimentare, lăsând lumea la o parte. Dar știi, cât de bine îi premiem pe cei care ne dau cele mai mișto idei și nu idei. Ne arată că au făcut chiar ceva în sensul ăsta. Nu uitați, dăm o cană blender de la Beko. Foarte mișto, 1000 de wați. Macina aia cât ai vrea. Am pus niște roșii aici, o să avem și niște creveți pe ziua de astăzi. Viața e frumoasă. Uite și pe ăsta, ia-l și pe ăsta, uite-l aici, stai să mă mai limpezesc un pic, că mi-alunecă mâinile. Limpezește-ți gândurile. Așa, deci ideea este simplă, te vede lumea aici alături de noi, tu gătești și o să vezi cât de bine o să fie, vei primi foarte multe mesaje. Da, și care ideea? Vei primi foarte multe mesaje și vei fi întrebată unde îl găsim pe Chef Cezar și dacă vrei să vii la un eveniment să cânți ceva foarte mișto de suflet de viață. Mai bine pe scenă. Nu credeți că ar fi bine să aduceți și un bucătar și atunci tu, pam, dai un telefon, eu mă duc după o sticlă de vin și să vezi ce iese. Facem pachet. Eu mă apuc, desfac o sticlă de vin. Eu dau seama ce se întâmplă aici. Nu că îmi caut, scuze, eu nu am răbdare, efectiv. Vine să arunc cu crevetele astea aici, jos. Pe cuvântul meu, mai pune și tu mâna, uite, 3-4, ia-i și ajută-mă, desfaci vinul tu. Păi da, ce-i mai ușor. Apropo că vorbeam despre resturi alimentare, hai să zicem, din ce concurs, ce sau mai bine zis, din ce să-i provocăm să ne trimite ideile lor, cei care ne privesc pe canalul de YouTube? Am o provocare pentru voi, dragii mei. Pentru noi? Nu pentru noi, pentru ei, prietenii noștri, cei care se uită pe canalul de YouTube la noi. True Food. Pe True Food, bineînțeles. Să lase un comentariu și cel mai interesant comentariu va fi premiat, nu? Da. Ce faceți voi cu resturile de la creveți? Pam, pam. Și chiar sunt curioasă ce puteți găti. Nu decid eu, șef boss în dreapta mea decide, dar... Sunt sigură că o să rămâi șeful la creveți, dar sunt sigură că o să primim foarte multe... De fapt, eu sunt șefa la creveți. Asta v-am să zic, închin în cinsta șefei de la creveți. Și cam mă mărut în... Muncește. Bun, așteptăm comentariile, lăsând gluma la o parte. Muncește, că tu ce faci?
Da, păi asta gust e... vinul să vedem ce pun în cratiță. Mama mia, mama mia. Uite mă cum trebuie bărbații. Uite cum trebuie bărbații prin treabă. Tu mai vrei să te mai măriți? Nu. Păi, nu. Stai că nu, mulțumesc, pune-l jos. Nu, bine. Hai, hai să ciocnim, hai. Ok. Pentru sănătate și creveți. Pentru true food, și pentru să nu mai Amna vezi pe aici, prin și bucătărie. Pentru premiile de la Beco. Și acum, după ce adaug vinul, este foarte important, cresc temperatura foarte mult ca să evapor alcoolul cât de repede se poate. Foarte important, nu puneți de la început apa cu sare, pentru că timpul de fierbere va fi mai greoi. De aceea, când face deja bulbuci, puneți o mână de sare, abondente, cum zic italienii, și coaceți, fierbeți, pardon, pastele. Am rămas cu... Coaceți. Cum se zice la voi în romeno? Da. Și fierbeți scoacerea la pasta per 2 minute, așa se zice, știi? Bun. Cum se numesc alea mici? Capere, ca atare. După care, o mână abundentă de vongole, un salto in padella. Am crezut că este un bit vongole ăsta. Banga, 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 banga. Cine? Vongole. Sună ca și cum ar fi un bit. E vongole. Vongole. Vongole, mi scuzi, ah. Va bine, così. Ok, zi-mi despre tine, povestește-mi despre tine. Tu mai ai nevoie de... Ce să-ți spun? Orice. Sunt mama lui David înainte de toate. Ah, bravo! David cum e? David Cristian este foarte deștept, pune niște probleme la care nu m-aș fi gândit vreodată că o să mi le pună copilul meu la 7 ani. Ai visto? Da, este colțul meu de liniște când ajung acasă, dau drumul la muzică, aprind o lumânărică, pun un pahar de vin, ei citesc povești, seara asta e momentul nostru de liniște sau îmi fac un ceai. Nervezi? Da. Da? Da, deci... Nu știu textura lui. Așa, deci beți un pahar, bei un pahar de vin, pardon, nu beți. Un pahar de vin, dar bem ceaiuri împreună. Așa. Și avem, petrecem timp de calitate, pentru că, din păcate, cam seara ajunge acasă, cam asta e după masă seara. Încerc să-mi fac timp de să stau cu el. E foarte complicat cu școala, dar mama mea se ocupă foarte mult de el, sunt la aceeași școală. Pleacă dimineața, se întorc împreună ca doi camarazi, știi? Care a fost primul hit al tău? Tell me why. Am renunțat la mașină. Aveam un Opel Corsa, era luat în leasing și mi-am dat banii. Am dat mașina și mi-am dat banii pentru piesă. Știu că ți-ai schimbat mașina pentru că... Te-ai speriat? Doamne, nu! Un pic de oregano, Doamne ferește! Cum să nu punem niște oregano? Doamne, am văzut că stai în Ilfov. Da. A, așa și mașina este cu amână. Da. Și mașina lui tata tot cu amână. Atenție să nu l agățați pe tasul, că e o problemă, că e și avocată. Mai primește flash-uri în trafic, e obișnuit. Da? Este momentul adevărului. Și unul și celălalt am spus lucruri despre Sieș. Da. Acum... Dar mie îmi place să vorbim așa deschis, adică e ok. O să mâncăm. Te provoc. Bine. Stai să-mi iau un scaun. Ești pregătită? Sunt un pic pe stânga, da. Zi. Fii atent. Dracule, sunt asta. O să mănânci în premieră. Ce să zici ce mănânc? Uite pe aici. Ce-s astea? Alge? Bine. Ce am aici sunt o doză extraordinară de zinc, seleniu. Dacă vrei să te măriți și când o să te măriți... Dar nu vreau să mă mări. Băi, ascultă-mă aici. Să așa bine în sfârșit. Dă-i omului... Niște... Să se... Ascultă-mă. Lasă, Doamne, iartă-mă, cățelina e bună doar pentru voi. Asta, cățelina e bună pentru bărbați, este un mit. Ajută foarte mult, are niște... Nu mai bărbații cu țelina iurea, că... Îi deranjați la danteluțe după aia, Doamne, iartă-mă. Așa, deci ce-i tu aici? Că eu nu... Ce-i aia? Stridii. Deci sunt stridii. Hai, echipă, luați și voi cât o guriță așa mică, fiecare. Nu? Nu. Stai un pic. Da. Fă-i un story. Cum miroase? Zim. Amare. Și aici urma refrenul. Marea mea, iubită mare. Nu? Nu știi asta? Sufletul mi l-ai vrăjit. Mamă! Daniel Iordăchioaie! Ah. E, nu, nu, nu! Nu știi? Daniel Iordăchioaie? Care mai cânta el și niște chives ne trebuie.
Doamne, câtă... Aduceți-mi dacă n-o suport. Vreau să-i fac viața două ore un calvar. Curăță creveze. Mănâncă alge. Fii atentă. După care, așteaptă o secundă că te ajut. Așa, ce mai fac? Uite, un pic de... Chives. Da? Ceapă tânără. Ceapă tânără. Ok. Un pic de lime. Foarte bine arată. Stai puțin. Așa. Ia să vedem ce să mai dau aici. Niște plântuțe. Plântuțe care se mănâncă și astea închise la culoare au foarte mulți antioxidanți. Foarte important cuțitul cu care desfaci stridiile. Să nu încercați să faceți tu asta cuțite acasă pe care nu le cunoașteți. Că, unu, ori vă puteți accidenta, ori doi, rupeți cuțitul. Nu, eu am un cuțit foarte... Aia este da. Capacul de la stridie și mă duc ușor, pam. Doamne! Când stăteam în Washington DC și mai fugeam la piață, mai ardeam câte o doză din astea. A mea e mai mare. Asta a vrut să vă spună și este foarte adevărat. Nu de că asta e realitatea, ce asta ai vrut să zici, asta ți-a ieșit. Doamnelor și domnilor, n-am știut că în ziua de astăzi, dacă o ai mai mare scoica, așa, e o problemă, știi? Că acum, nu, știi cum e. Just a little bit lime. Și practic, zeama aia de acolo o lași așa, sucul ei, nu? Nu, nu o scurgi, gen. Stai că mi-ai pus ceva la mine, pune? Nu pun, cheers. Cheers. Da. E ca în Madagascar, ca în desene animate. The lion eat fish. She loves the stridia. Yeah! I love the stridia. Ok. Da. Deci mai dăm un pahar, încă o sticlă de vin. Ok. Bun. Închinăm acum pentru True Food, True pentru Amna. Beko. Așa? Mai vrei să mănânc algele astea, nu? Nu, mănânc asta nici am vrut să te sperii. Bun, deci astea sunt pastele. 2 minute, nimic mai mult, pentru că vorbim despre pasta fresca, adică e pasta proaspătă. Practic, în 5 minute am putea mânca? Ți-e foame? No. No. La cât trebuie să pleci la sală? Hai să mai pun și mâna asta. Ca să fie. Grămada de pătrunjel, cu cât e mai mare, cu atât mai bine. Se taie într-o primă fază, se adună cu degetele. Asta este secretul tăierii foarte rapide a pătrunjelului. Foarte mulți facem greșeala, luăm câte 2-3 fire de pătrunjel și punem degetul așa și tăiem. Nu există. Cuțitul trebuie să fie foarte bine echilibrat, legătura de pătrunjel în cazul de față să fie foarte bine strânsă, cuțitul ușor la un unghi de 98-100 de grade, da? Deci să nu fie paralel, să fie paralel, pardon, cu degetele. Și uite, și tai, și tai, și tai. Dacă ți este frică de cuțit, ai o singură variantă. Închizi ochii, nu te uiți. Și stai degetele frică, și stai foarte repede. Cu degete. Da? Ideea este că e foarte important în permanență să am foarte puternică, foarte puternic strânsă legătura de pătrunjel. Până la ultima frunză. Poți să iei de acolo, că o să fac eu un pesto imediat, da? Pesto, să ne înțelegem, nu înseamnă doar busuioc, că foarte mulți spun că pesto este doar busuioc, niciodată. Tot ce înseamnă verde, Doamne ferește, Doamne ajută să spunem, Doamne foarte ferește. Bun. Deci tot ce este verde, cu un pic de oleaginoase, adică nuci, caju, migdale, semințe de pin neprăjite, ulei și asta este și un blender bun de la Beko. Dar fii atentă, eu ce zic aici, am tăiat pătrunjelul, un salto in padella. I-am nenorocit pe oameni pe Instagram, vă jur. Nu e nenorocit, din contră, e făcut fericit, să spun eu. Se uită la noi, nu? Cum mâncăm da, și... Da, așa-ți trebuie. Ia uitați-vă, atât am vrut să vă zic că... Guarda-i vinci. Ok, și eu scot pastele repede. Folosesc paste late pentru sosurile foarte diluate.
Da? Asta e important de știut. De ce? Dacă aș pune un sos de roșii peste papardele concentrat, adică pot să pun sos de roșii peste ele, dar nu foarte legat, ok? Mm-hmm. Dacă aș pune un sos foarte concentrat, foarte legat, pastele astea s-ar umple cu sos și ar lua foarte mult sos, ceea ce nu este ok. Da? Pentru paste late, sosul trebuie să fie ușor lejer. Bun. Uite așa, suntem gata cu sosul. Ce bine! Fii atentă. Da. Le vezi? Dar bine că mi-ai dat să fac ceva, că m-aș distribui. Bun, ideea este că las un pic să se scurgă din ce am scurs. Fii atentă, asta în continuare o să o procesez în blender până nu mai rămâne nimic. Având în vedere că noi ne grăbim, eu am să fac doar chestia asta, atât și nimic mai mult. Uite, îl vezi? Bom! Ăsta este sosul, ăsta este concentratul de crevete, da? Pe care l-am făcut din capete de creveți. Capete și coadă de la crevete. Aspect pe care foarte mulți, inclusiv bucătarii, neglijează. Aruncă, aruncă. Apropo de aruncat și apropo că schimbi uleiul, ce faci cu uleiul uzat? Uleiul uzat? Da? Și ți-l hidratezi. Glumesc. Ce faci cu el? Nu, glumesc. Sunt niște măști care se fac, dar nu cu uleiul uzat. Poți să pui niște ulei, uite, îți dau dacă e. Uleiul uzat, dragilor, nu, am râs, am glumit, dar să știți foarte clar. Uleiul uzat niciodată nu se aruncă la canal, la țeavă. Asta știu de la tata. S-a înfundat canalizarea odată și n-a vorbit cu mine o săptămână. Pentru că un litru de ulei uzat poluează 1 milion de litri de apă. O suprafață mare de 5 km va fi acoperită cu o peliculă invizibilă care nu face altceva decât să blocheze razele soarelui, implicit emisia de oxigen a plantelor din apă, da? Deci nu viețuitoarele vor fi efectiv înăbușite. Și nu e de glumă. Uleiul există atâtea centre de colectare, inclusiv retailerii, îl adună inclusiv stațiile de benzină. Puneți-l frumos într-un container, recipient, într-un recipient, și dați-l odată la nu știu cât timp, mai ales că sunt firme care dau și ulei bun la schimb. Deci nu uitați, nu aruncați niciodată nici uleiul cu care ați gătit. Cât de foame ți este? Foarte foame. Eu de asta am venit să mănânc. Fii atentă, sare nu ți-am pus, da? Ai suficient pentru că mi-ai zis că ești, că ți-i ocură cu cortizon. Eu pregătesc masa în schimb pentru tine. Vai, ce frumos! Ce frumos! Așa este în bucătărie la True Food. Deci există două variante ca să vii în show-ul ăsta. Ori vii în calitate de vedetă, cum ai venit acum și oricum n-ai scăpat, ori vii să strângi. Da? Și deci dacă vii să strângi, probabil că vei primi și hrană. Să știi că, na, din cauza nebuniei astea, noi nu mai avem concerte. Deci, pentru un buget modest, aș putea spune, facem și asta. Deci, doamnelor și domnilor, pentru un buget modest, da, nu, eu trebuie să mănânc. Ce pui acolo? Niște muguri de maghiran. Genial. Microgreens. Sunt foarte bune plantuțele astea. Pentru sănătate. Da? Microgreens le găsiți în toate magazinele de specialitate, adică magazinele alimentare. Și pătrunjel. Pentru că iubește pătrunjelul, am să-i dau una dintre cele mai bune surse de antioxidanți, una dintre cele mai bune surse de vitamina C. Deci, încă un pic de ulei de măsline, extra virgin, musai. Eu în bucătărie, apropo de secrete în bucătărie, eu niciodată în bucătărie nu folosesc ulei de măsline din turte sau olio di sansa, cum se mai spune, sau ok. Bun, acestea au fost pastele pe care erai aproape să le primești, dar... Mănâncă. Mulțumesc, păi hai și tu, te aștept să se... Iaca, ce bună recomandare! Eu am aici Ditai Cratița. Cum crezi tu că o să stau eu să mă uit la tine? Eu, în schimb, uite aici, pregătesc un vulcan de paste. Ia. Și, doamnelor, nu uitați, hai noroc! True Food, o emisiune care te inspiră și niciodată nu te îngrașă, că e făcută cu suflet. Așa cum povestește Amna despre viața. Ca o cafea cu puțină miere și scorțișoară.